ce ar trebui să facă un guvern ca să nu se ajungă la o diminuare a percepției atât de severă cum s-a întâmplat în cazul ultimului? Cu siguranță ar trebui să comunice mai mult. Cu siguranță ar trebui să comunice mai mult și să fie mai aproape. Crezi că la nivel de comunicare e una din... Cred că este la nivel de comunicare o primă chestiune. Al doua chestiune este la nivel de acțiune. Deci depinde ce acțiuni iei și depinde dacă ceea ce zici să faci, faci cu adevărat și faci în direcția în care ai spus că vei face. Deci aici este o altă chestiune. Comunicarea te ajută pe termen scurt, atât. Ai un orizont limitat de încredere pe care îl câștigi prin comunicare. Mai departe, ceea ce îți pune bazele încrederii partenerilor locali de afaceri, investitorilor străini, societății civile, este acțiune și rezultatele acțiunii. De exemplu, vis-a-vis de acțiune, tot o chestiune care a pus sub semnul întrebării competența guvernului a fost cu siguranță cazul Chim. Nu atât de mult hidroelectrica, pentru că în hidroelectrica decizia de insolvență, cel puțin, a fost explicată semnificativ mai bine decât a fost cazul cu privatizarea Olchimului și, doi, existau niște motive destul de clare care, într-adevăr, oamenii de afaceri care au educație de business și înțeleg lucrurile cum stau, ei știau că, da, într-adevăr, prin insolvență poți să scapi de acele contracte cu băieții deștepți. Da, e o cale. Dacă n-ai reușit altfel să o faci, asta poate fi una dintre soluții, da? Nu poți să lași o companie să meargă în faliment și legislația spune că ca să-ți apere o companie să nu-ți intre într-o situație dezastruoasă economic, poți să apelezi la pârghia insolvenței, să-ți renegociezi contractele cu furnizorii, să-ți renegociezi finanțările, etc., etc. Deci, din punct de vedere tehnic, această decizie nu a fost una rea. Sigur, ca imagine a fost problematică, dar cred că guvernul a făcut mult efort în a discuta inclusiv cu creditorii, cu băncile, situația și cumva ea a fost acceptată de către mediul de afaceri. În cazul Chim, situația a fost complet diferită. Acolo, într-adevăr, se cerea insolvență și de mult și nu s-a făcut decât în ultima clipă, trecându-se printr-un proces de privatizare extrem de discutabil. Ca organizare și consecințe și rezultate și imagine. Că e ceva pe... Sigur că da, parcă eram la prima privatizare din anul 1991. Parcă nu s-a mai făcut nicio privatizare în România și lumea nu știa cum trebuie făcută. Deci, efectiv, a fost un dezastru și din punct de vedere al comunicării și din punct de vedere al rezultatului. Când, în cazul Olchim, cu siguranță, s-ar fi putut ajunge într-o situație ceva mai bună dacă se pornea mai rapid pe calea pe care până la urmă s-a ajuns deja într-o formă sau alta și sunt sigur că vor exista anumite privatizări în cazul complexului, deci parte din Olchim este viabilă, probabil parte din această entitate își va găsi până la urmă cumpărător și investitor. Dar, încă o dată, s-a pierdut probabil mai mult de jumătate de an cu aceste... În business-ul pe care îl conduceți noastră, toate aceste scăderi de percepție se regăsesc în vreun fel, în mod concret? Da, ele se regăsesc acolo unde sunt companiile pe care le-am și care activează în zona de business to business, adică ai căror clienți sunt companii, resimt. Pentru că acei clienți ai mei în momentul respectiv este clar că într-un fel sau altul își reevaluează investițiile. În general, principalul lucru pe care le evaluezi într-un moment în care nu ai încredere în mediul de afaceri în care îți desfășori activitatea este oprești investițiile. Le amâni. Le diminuezi. Nu mai dezvolți proiecte noi. Pentru că acolo este o zonă de risc important. Investiția înseamnă că tu pleci la drum cu un plan pe 3, pe 5 ani în care tu trebuie să ai încredere că 3 sau 5 ani lucrurile și de fapt poate 10 nu se schimbă fundamental. Altfel toate calculele pe care le-ai făcut poate să fie date peste cap. Deci primul lucru care se regăsește în zona noastră este acela că se reevaluează investițiile. Un al doilea lucru pe care îl sesizez la un moment dat este că unele dintre companii, mai ales clienții noștri, companii multinaționale, își repoziționează interesele de afaceri în regiune. Intrând în Uniunea Europeană, practic, România devine un cartier al Uniunii Europene. Ceea ce înseamnă că nu mai este întotdeauna necesar ca eu în România să am un headquarter, un centru al unei companii multinaționale cu director general, cu funcție de achiziții, cu funcție de vânzări, cu investiții, cu producție, cu tot. Nu! Este posibil ca foarte curând să vedem din ce în ce mai multe companii multinaționale care au în prezent un headquarter în România că migrează. Fie spre Budapesta, fie spre Sofia, cum este cazul unor dintre ele, fie dacă nu spre Geneva, rămânând în România doar un departament, să zicem vânzări
sau logistică. Și cam atât. Încep să-și delocalizeze producțiile, să zică, domnule, poate că nu are sens să am 3 fabricuțe mici, una în România, una în Cehia și una în Bulgaria. Hai să fac una mai mare. Întrebarea e, o fac în România sau o fac în Cehia? Dacă noi nu transmitem mesajele corecte, dacă noi nu dăm garanții, și garanțiile nu înseamnă să-i dăm garanții că vor face, nu știu, să-i dăm bani, să-i dăm garanții guvernamentale, nu. Garanții înseamnă că ceea ce tu spui că faci, faci. Dacă tu ai spus că asta este rata impozitului pe profit în România, nu te joci cu ea să o schimbi din 3 în 3 ani. Și chiar dacă nu o schimbi din 3 în 3 ani, nu te-a pus o discuție din 3 în 3 luni. La noi nu s-a schimbat în ultimii 3 ani. Mă, dar vorbim despre ea din 3 în 3 luni. Hai să nu mai discutăm despre acest subiect 10 ani, să-l lăsăm așa cum e. Pentru că atunci, într-adevăr, vom vedea și rezultate. Dacă noi din 3 în 3 luni punem problema să fie 16, să fie progresivă, să fie regresivă, să mărim nu știu ce pe dividend, să nu mai mărim dividendul. Vă dați seama că toate aceste elemente au un impact. Și oamenii se duc spre zonele unde au mai mult confort. Dom'le, tu știi că dacă te-ai dus în Elveția, apoi ea nu schimbă lucrurile din 3 în 3 luni. Și nu-și pun problema să le schimbe din 3 în 3 luni. Noi trebuie să înțelegem că odată când luăm astfel de decizii, trebuie să le setăm pe un termen lung și să găsim un consens la nivelul mediului politic. Bă, oameni buni, tu, partid de opoziție și partid la guvern, hai să găsim o formulă în care tu, când vii la putere, dacă vei veni, nu te atingi de A, B, C, D. Cel puțin o perioadă de 3-5 ani. Mai ales dacă n-ai niște presiuni uriașe să o faci. Da? Este o lipsă de maturitate la mijloc? Eu cred că... Eu nu cred că miniștrii... Eu cred că miniștrii și în general... Noi cred că, din păcate, mutăm discuția politică din Parlament în guvern. Trebuie să înțelegem că guvernul trebuie să facă acțiune administrativă și guvernare a țării și să lase discuția politică în Parlament. Atâta timp cât toți miniștrii noștri sunt purtători de cuvânt, de mesaje politice și intră în război politic cu oricine altcineva care începe o temă, în momentul respectiv, sentimentul este că guvernul, de fapt, nu se ocupă decât de elemente politice, de discuții politice, și nu se ocupă de ceea ce trebuie să se ocupe, adică de administrarea țării. Și sunt foarte multe lucruri care trebuie făcute în acele ministere. Eficiența cu care utilizăm banii publici și care în continuare este extrem de problematică, competența corpului funcționarului public, care din păcate are mari semne de întrebare și nu reușește să fie ridicată, transparență, modul în care suntem în stare să implementăm proiectele pe care spunem că ne apucăm să le facem, sunt zeci de strategii și de discuții care stau pe mese și care niciodată n-au fost puse în practică. Deci trebuie să începem să arătăm lumii că we walk the talk. Suntem în stare să punem în practică ceea ce vorbim. Ori asta este o chestiune de maturitate. Toate guvernele au trecut prin asta, din păcate, în ultimii ani și nu înțelegem că nu ne face bine. Deci, cred că este important să ai politicieni puternici în fruntea guvernului și care sunt capabili să își treacă măsurile legislative și să aibă sprijin politic în Parlament, dar în același timp nu cred că trebuie să fie politicianiști. Deci cred că cei care își asumă un rol în guvern trebuie să-și vadă 90% de activitate de la guvern și nu 90% de lupta politică. Da, din păcate, cu toate sau aproape cu toate fostele guverne. Sigur, sper ca unele lucruri să se schimbe. Deci cred că unii dintre liderii politici care sunt acum, cred că sunt suficient de maturi și au suficientă putere politică încât să poată să se orienteze pe ceea ce e important, da, adică pe actul de guvernare. Pentru că tot ce spuneți noastră, mi-e greu să cred că ei nu le cunosc, nu cunosc aceste lucruri. Și evident este și în interesul lor să le aplice, pentru că imaginea lor ar fi mai bună și mai departe. Aici este o chestiune pe care fiecare dintre ei trebuie să seteze prioritățile. Și mai ales trebuie să existe o sincronizare a priorităților. Deci, în momentul în care îți pui ca prioritate că vrei să fii mai eficient în utilizarea fondurilor publice, o setezi ca prioritate pe toate ministerele și creezi acel mecanism în care toate ministerele să fie la fel de eficiente. Avem anumite ministere care sunt mai eficiente decât altele în a utiliza banii publici. Asta este o realitate. Da? Avem anumite ministere în care, de exemplu, nivelul de corupție este semnificativ mai jos perceput decât în alte ministere. Vă dau un exemplu. Ministerul de Interne este perceput ca unul dintre ministerele care, din acest punct de vedere, stau foarte bine. Bine, hai să vedem ce au făcut bine cei din Ministerul Afacerilor Interne, din poliție, din ce funcționa în subordine și de ce acolo s-a reușit în acești ani
să se obțină aceste rezultate, pentru că până la urmă ele constant poate stau mai bine decât ceilalți. Departament de Internal Affairs mult mai bine pus la punct. Dom'le, hai să-l facem și în alte ministere, acel Departament de Internal Affairs, pentru că eu cred că sunt ministere care nu au Departament de Internal Affairs. Sigur. Da? Hai să-l facem. Deci aici există o chestiune, dacă acolo a mers bine, hai să ne înțelegem de ce a mers bine și să încercăm să facem ca acel lucru să funcționeze și în alte ministere. Despre competența funcționarilor. De exemplu, Ministerul de Finanțe, în mod constant, are un scor mai bun, atât pe competența funcționarilor, cât și pe competența managementului politic. În ceea ce privește competența managementului politic, am încercat să înțeleg de ce se întâmplă asta. Și am realizat că, de fapt, toți miniștrii și toți secretarii de stat care au fost în Ministerul Finanțelor, indiferent de culoarea politică pe care au avut-o în anii, în ultimele, nu știu, 4-5 guverne, toți sunt absolvenți de studii economice. Măcar la baza lor înțeleg minimum de concepte economice. În timp ce în alte ministere găsim la mediu sau găsim la transporturi oameni care n-au nimic de a face cu domeniul respectiv. Asta pune semne de întrebare. Același lucru se întâmplă la nivelul funcționarului public. Dar știți că nici... În ceea ce privește funcționarul public din Ministerul de Finanțe, așa cum ne plângem noi de omul de la ghișeu mai mult, mai puțin, totuși trebuie să recunoaștem că acei oameni sunt în stare să-ți dea mai multe răspunsuri decât dacă te duci la Ministerul Economiei sau dacă te duci la Ministerul Mediului și Pădurilor. De ce? Pentru că oamenii ăia în ultimii 10-15 ani au trecut din când în când prin niște programe de training și de pregătire. Bunerele cum au fost, au niște rezultate. Deci, dacă asta a dat rezultate, hai să încercăm să repetăm această rețetă, această experiență și în alte ministere și vom găsi probabil rezultate pozitive. Știam de un proiect pe care Romanian Business Leader l-a propus. E vorba de Registrul Transparenței. Da. Despre ce e vorba? Registrul Transparenței, practic, are în vedere îmbunătățirea comunicării dinspre zona guvernamentală sau dinspre zona parlamentară. Ideea care este? Să faci o listă a tuturor părților care au un interes în diverse domenii. De exemplu, în zona fiscalității. Faci o listă cu cele, nu știu, 50, 70, 80 de instituții, asociații, companii, etc., care au interes pe zona de fiscalitate. În domeniul energiei, faci o listă cu cei 10, 15, 20, 30, 50 de oameni care își declară că au un interes în zona de energie. Ei trebuie să-și declare acest interes. Te înscrii în acest registru și în momentul în care există o inițiativă legislativă, ea este transmisă nediscriminatoriu și în același timp către toți cei înscriși în registru, care au timp să participe la dezbaterea publică, sigur, dacă vor, dar ajunge la ei nediscriminatoriu către toată lumea și în același timp. Pentru că astăzi când se pregătește o lege, unii află, unii nu. Unii află mai devreme, alții află cu două zile înainte de a fi semnată. Unii poate să dea feedback, alții nu. Modul de a-ți declara interese, nu e o rușine să spui, domnule, eu am un interes în domeniul respectiv. Că dacă asta faci, normal, dacă ești o companie activă în domeniul energiei, normal că ai un interes în domeniul energiei. Dacă ești o companie de lobby care acoperi 3 segmente și ai 5 clienți în domeniul energiei, normal că ai un interes să afli ce se întâmplă acolo. Dacă ești o companie de consultanță cu experiență în domeniul, normal că ai un interes. Și atunci important este ca toate aceste companii, organizații neguvernamentale, etc., care au un interes într-un anumit domeniu, să fie informate imediat în momentul când apare astfel de situație. Asta se întâmplă la Parlamentul European. În momentul când apare astfel de inițiativă legislativă, pleacă pe mail către toată lumea care există în această listă respectivă inițiativă. Acum, cine răspunde, cine vrea, cine nu? Naivitatea, utopie. Nu sună utopie. Nu, se poate face. De ce nu? Deci dacă ea există și se practică și are beneficii și s-a demonstrat că este perfect, de ce să nu se facă? De pildă, un oficial al finanțelor să vă spună, domnule, de ce nu intrați pe site dacă aveți un interes? Păi nu, pentru că pe site, de regulă, ceea ce noi trebuie să înțelegem, pe site ea este odată publicată relativ târziu. Da. Adeseori n-ai timp de facție. Ideea e în momentul când tu trimiți acest lucru, este pentru că în mod onest și tu vrei să primești un feedback competent. Da? Deci nu o faci doar ca să îndeplinești o formalitate. Sigur că ea este pe site,
Dar în momentul când a ajuns pe site, ea e deja scrisă. Ideea este, domnule, noi avem o inițiativă în domeniul ăsta, ne interesează astea 5 puncte, dați-ne feedback-ul vostru. Adică să particip la construcție, să poți să dai o influență acelui demers, să-l faci mai consistent, să poți să fii implicat în actul de creionare. Pentru că altfel, când ți s-a dat pe site și ai la dispoziție 10 zile și oricum, ok, spui ce vrei și nu primești nimic, sentimentul de lipsă de transparență e mult mai acut. Deci noi trebuie să eliminăm și acest sentiment de lipsă de transparență și în același timp să și catalizăm competențe și input valoros din partea celui care poate să-l dea și care este afectat de respectiva decizie. Adică rolul nu este doar să mai bifăm o formalitate, ci efectiv să facem un demers funcțional. Ăsta este scopul. Sigur, probabil că nu va fi din prima... Da. 100% funcțional, dar noi sperăm că va deveni cu timpul.